Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii News Express, la care o avem alături de noi ca invitată în studio pe doamna economist Carmen Androne, directorul Casei Județene de Pensii Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc frumos pentru asta. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, și eu vă mulțumesc pentru invitație, că îmi dați ocazia să mai lămuresc câteva aspecte pe care aș fi dorit să le lămuresc în ceea ce privește noutățile legislative din domeniul pensiilor. Perfect. Având în vedere că mi-ați spus acest lucru, haideți să începem cu noua lege a pensiilor, mult discutată, mult știm foarte bine că a fost adoptată într-un final, după discuții aprinse. Ea va intra în vigoare la 1 septembrie 2024, însă există unele excepții, câteva prevederi intră în vigoare de la 1 ianuarie. Sigur. De ce? Și care sunt acestea? Deci, într-adevăr, legea intră în totalitate în vigoare la 1 septembrie 2024, cu excepția a trei articole, respectiv articolul 46 aliniatul 2, și imediat fac referire la ce se modifică, articolul 84 aliniatul 6 și articolul 125. Potrivit acestui articol 46 aliniatul 2, pensionarii care îndeplinesc condiții de pensionare la limită de vârstă, de data aceasta pot opta între acordarea pensiei sau continuarea activității în aceeași unitate cu acordul angajatorului dat anual până la vârsta de 70 de ani. Aha. Deci aceasta este o noutate. O să vedem în normele de aplicare care vor apărea în termen de 90 de zile de la data publicării legii mai explicit ce înseamnă acest lucru. Mi-au fost adresate multe întrebări pe tema aceasta, în speță pentru cei care au deja calitate de pensionar de limită de vârstă, și nu este precizat în mod clar dacă intră sau nu sub incidența acestui articol. Am înțeles. Al doilea articol care intră în vigoare de la 1 ianuarie și este un articol care favorizează toate categoriile de pensionari care, ale căror drepturi au fost stabilite pe principiul contributivității, se acordă o creștere a valorii punctului de pensie de la valoarea actuală de 1.785 la 2.032, cât va fi în anul 2024, respectiv o creștere de 13,8 a valorii punctului de pensie. Mai pe românește, orice pensionar care primește talon acasă își poate face singur calculul, înmulțind numărul de puncte, punctajul mediu anual care este înscris pe talon, cu valoarea nouă a punctului de pensie, în loc de 1.785, 2.032. Și aceea va fi pensia lui, bineînțeles, va fi grevată de impozitul pe venit, ceea ce depășește 2000 de lei se impozitează cu 10%. Deci pot să-și facă calculul și singuri. De această prevedere vor beneficia 113, la nivel de județul Buzău, 113.399 de persoane. Sunt pensionari care au stabilite drepturile pe baza contributivității și pensionari agricultori. Aha. Bun, deci acum mai puțin. Ați zis ce depășește 2000 de lei pensie se impozitează cu 10%. Da, și ei au impozit pe venit. Nu se mai plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate. Nu se mai plătește? Nu. Și atunci dacă un pensionar ajunge la spital, ce se întâmplă? Dacă nu mai este obligația, nu se mai reține, dar este obligatoriu asigurat prin efectul legii la sistemul de sănătate. Serviciile minime, sigur, bineînțeles. Așadar, ne-a spus despre noua lege a pensiilor. Și încă un articol, articolul 125, care se referă la termenul de contestație, adică orice decizie emisă de casele teritoriale de pensii poate fi contestată în termen de 45 de zile la instanța de judecat. Termenul inițial care era? 30 era, dar asta să nu greșesc cumva, pentru că este o lege care a apărut, 45 de zile, s-a mai prelungit în sensul că de la comunicare. Deci de la momentul când primește persoana respectivă decizia acasă. Și este un lucru bun, spunem noi, pentru că au timp suficient în eventualitatea în care sunt nemulțumiți de calculul pensiei să conteste în instanță, e dreptul dânșilor.
Vă așteptați la ceva, nu știu, o avalanșă de cereri, de solicitări, de, având în vedere când se vor face aceste recalculări din partea buzoienilor? Pentru că bănuiesc că, așa cum discutam mai devreme, fiecare dosar reprezintă o speță în sine. Da. Urma să fac precizarea, deci începând cu 1 ianuarie, toți pensionarii aflați în plată vor beneficia de această creștere a valorii punctului de pensie de la 1785 la 2032. Recalcularea, procedura de recalculare se referă la cu totul altceva și se aplică de la 1 septembrie 2024 pentru toți pensionarii aflați în plată și există o altă modalitate de calcul prevăzută de data aceasta la articolul 84 din prezenta lege, prin care numărul total de puncte înscris de asemenea pe cupon va fi, ca să zic așa, înmulțit cu punctul de referință, iar acest punct de referință pentru anul 2024 este stabilit la 81 de lei ca raport între valoarea nouă a punctului de pensie 2032 și, atenție mare, împărțit la 25 de ani stagiul de cotizare. Este pentru prima dată. Nici legea 19, nici legea 263, legile anterioare privind sistemul public de pensii, nu au avut prevăzut acest principiu, respectiv principiul stabilității, care garantează și facilitează pe cei care au un stagiu minim de 25 de ani. Uh-huh. Și tot ce depășește 25 de ani beneficiază inclusiv cei care se află acum în plată și vor urma să intre în procedura de recalculare începând cu 1 septembrie, vor beneficia de aceste sporuri, cum? Între 25 și 30, 0,5 de ani, între 31 de ani și 35, 0,75 și între 31 și 40 li se adaugă un punct. Foarte, foarte puțin sunt, cred că. Nu e foarte puțin, este foarte mult. Nu, zic foarte puțin, foarte se puțin. Deci a vrut să se egalizeze cumva la cât s-a cotizat, ceea ce mi se pare corect, pensia să fie pe măsură. Adică principiul acesta al contributivității coroborat cu principiul stabilității oferă celor care au stagiu de cotizare și cărora le-a fost reținut contribuție de asigurări sociale și plătită să aibă acest bonus. Din acest motiv, această lege, în opinia mea, este destul de avantajoasă, repet, pentru cei care au stagiu de cotizare cel minim puțin 25 sau mai mare de 25. Nu, acesta este un stagiu care ți-l asigură prin acest punct de referință. Stagiu minim de cotizare pentru fiecare persoană, femeie sau bărbat, în funcție de luna și anul nașterii, e prevăzut în anexă la lege. Uh-huh. Adică să nu se facă o confuzie. Eu spun la calcul. La calcul este avantajat o persoană care are minim 25 de ani. Stagiul minim și stagiul complet de cotizare sunt prevăzute în anexă. Stagiul minim pe noua lege este 15 ani. Stagiul maxim de cotizare e prevăzut în funcție de luna și anul nașterii în anexele la noua lege 360, legea privind sistemul public de pensii. Am înțeles. Da. Ministrul Muncii declara la momentul în care a fost adoptată această lege că este una sustenabilă și că va aduce stabilitate, așa cum ați declarat. Adică vă mențineți declarația, chiar credeți că într-adevăr este... Este unul dintre principiul de bază care n-a fost până acum specificat în niciun act normativ care stabilea drepturile la pensii până la acest moment. Noua lege reglementează și pensia pentru limita de vârstă, adică pe cea anticipată, dacă nu mă înșel, pe cea de invaliditate și cea de urmaș, da? Da. Mai exact, ce aduce nou față de celelalte legi care au fost? Noutatea este următoarea. Sunt aceleași categorii de pensii, respectiv pensia de limită de vârstă, pensia de urmaș, pensia de invaliditate și la pensia anticipată revin, aceasta este noutatea, pe vechiul act normativ se putea pensiona o persoană anticipată parțial cu 5 ani mai devreme, cu condiția să aibă stagiul complet de cotizare, la fel în funcție de luna și anul nașterii. De data aceasta s-a eliminat această pensie anticipată parțial, vorbim doar de pensie anticipată. Și aici este o diferență în sensul că până acum nu se putea opta de la anticipată
în invaliditate și din invaliditate la anticipat. Acum se poate face acest lucru. Deci se poate face trecerea fie din anticipată la invaliditate, fie din invaliditate la anticipată. Iar la anticipată, condițiile sunt aceleași, cu 5 ani mai devreme, față de vârsta standard a fiecărui persoane. Cei care depășesc stadiul complet de cotizare pot beneficia încă o dată de un adaus la calculul drepturilor de pensie, inclusiv la anticipată. Deci nu mai sunt penalizați decât cei care nu au depășire. Cei care au cu 5 ani mai devreme și au stagiu complet de cotizare, există o penalizare care este diminuată față de legea 263. Acesta e noutatea. Ar mai fi o noutate pe care vreau să o subliniez, ar fi aceea privind acordarea ajutorului de deces în cazul decesului unui salariat sau pensionar, mai bine zis, asigurat al sistemului public de pensii, s-a acordat o facilitate în sensul că pot beneficia de acest ajutor persoanele care dovedesc că au suportat cheltuielile de mormântare. Noutatea este că până acum decedatul trebuia să aibă calitatea de asigurat al sistemului public de pensii la momentul decesului, acum poate să aibă această calitate cu 6 luni înainte de data decesului. Adică erau situații când poate o persoană asigurată al sistemului a decedat cu 3 zile înainte de a, adică a decedat 3 zile după ce i-a expirat raportul de muncă sau contractul de serviciu și contractul de muncă și nu mai era asigurat și atunci nu beneficiau persoanele îndreptățite de acest ajutor. Acum s-a eliminat această problemă cu minim 6 luni înainte, dacă are calitate de asigurat, poate să beneficieze persoana îndreptățită legal să beneficieze de acest ajutor de deces. Și pentru că tot suntem la acest capitol, cât mai este valoarea și cam cât? Valoarea ajutorului de deces este la momentul actual 6.789 și până la acest moment am avut ca și ca și persoane care au beneficiat de aceste ajutoare 5.002 persoane în valoare totală de 33.218.101 lei. Comparativ cu anul cu anii precedenți ca și număr au scăzut numărul de ajutoare. Ajutoare de deces și numărul de decese implicit probabil că a fost așa o asociere cu pandemia și numărul a fost mult mai mare în anii precedenți. Da, da, da. Vorbind tot despre noua lege, dacă am înțeles bine, conform noi legi, a pensii facultatea, armata, sporul de grupă, dacă nu mă înșel, nu se iau în calcul la vechimea minimă? Nu. Deci, adică potrivit noi legi, dar și în legea precedentă, facultatea și armata reprezintă perioade necontributive. Noutatea este că și perioada de master este luată în calcul, de doctorat, pardon, este luată și masterul și doctoratul este luată în calcul, iar ca modalitate de valorificare acestei perioade reprezintă 25% din câștigul mediu salarial brut la momentul când îi se stabilește pensia. Nu se pot lua în calcul decât, într-adevăr, la pensia de limită de vârstă și nu la altă categorie de pensie. Și în ceea ce privește grupele de muncă, a întâia sau a doua și transformate în speciale și deosebite, nu există vreo reglementare care să-i afecteze. Nu. Deci vor beneficia în continuare de acel spor de grupă în funcție de ce fel de grupă au fost încadrate locurile de muncă. De acel spor aferent grupa a întâia și a doua de muncă. Nu există niciun fel de probleme. Bun, de asta am și zis să clarificăm aspectele astea. Aș vrea să vorbim despre biletele de tratament. Știu foarte bine că pensionarii beneficiază de acest lucru, dar totodată sunt și asigurații la sistemul de sănătate, public de sănătate. Foarte puțin știu acest lucru. De obicei, când auzi de bilă de tratament, știi că doar cei care s-au pensionat, nu și cei care deja, adică încă mai lucrează. Da. Practic, ce trebuie să facă? Este ceva diferit la depunerea cererii față de un pensionar?
Deci, ca modalitate de a beneficia de un astfel de bilet, nu există nicio diferență între calitatea de pensionar și calitatea de asigurat, prin asigurat înțelegând salariat al oricărei unități, instituții publice sau private. Private, și de asemenea persoane care sunt asigurate pe bază de declarații de asigurare, care au activități independente, precum și persoane care sunt asigurate facultativ, că sunt și aceștia, pe bază de contract, la nivelul caselor județene de pensii. Deci nu există nicio diferență între pensionar și salariat, în sensul că pot depune cereri, formularul tip, pot să-l extragă direct în format Word de pe site-ul instituției sau poate fi procurat direct de la ghișeele noastre de relații cu publicul, unde funcționează două ghișee aferente pentru bilete de tratament, la care se depune inițial doar buletinul, se solicită. Copiile le facem noi pentru că respectăm prevederile legii nouă privind transparența în instituțiile publice. Aceste cereri sunt procesate într-o aplicație informatică și țin cont, această aplicație este astfel concepută încât ține cont de criteriile, care criterii sunt aprobate de vreo 5 ani de președintele Casei Naționale de Pensii Publice și s-a dovedit a fi un sistem foarte bun de alocare. Mai bine zis, o persoană care a beneficiat, să zicem, 2 ani la rând, este dezavantajat dacă mai face încă o cerere față de o persoană care n-a beneficiat 4-5 ani la 4-5 ani de așa ceva. Eu cu de fiecare dată când am avut ocazia, și știți foarte bine, da, și în colegii prefecturale, am făcut apel la salariați și la pensionari să se adreseze pentru a beneficia de bilete de tratament casei de pensii, dar nu în sezon, pentru că în sezon numărul este limitat și logică nu putem să satisfacem toate cerințele solicitanților. Pot să facă tratament foarte bun pentru că bazele de tratament sunt în interior și în extrasezon. De exemplu, acum ultima serie nu avem foarte multe solicitări dacă reușim să valorificăm 70 de bilete din 300, în condițiile în care facem foarte multă publicitate. Și ca să vă răspund și la întrebarea dumneavoastră, ce trebuie să facă un salariat, trebuie pur și simplu să depună o cerere în formatul tip, la care, repet, trebuie să dovedească la momentul când ridică o copie după buletin, și la momentul când este înștiințat că trebuie să vină să ridice biletul, îi trebuie să dovedească că are o afecțiune care necesită tratament printr-un bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist. Aha. Deci condiția ca să primească un astfel de bilet este să fie asigurat al sistemului public de pensii, fie salariat, fie pensionar sau beneficiar de legi speciale, și să dovedească că are o afecțiune care necesită tratament printr-un bilet de trimitere de la medicii respectivi. Și perioada de depunere a cererilor care este? Că știu că sunt perioada mai multe. Perioada de depunere a cererilor, de exemplu, pentru anul următor, poți să depune cererile începând cu 3 ianuarie, dar nu mai contează data cererii, pentru că dacă nu se încadrează în criteriile respective, nu beneficiază asta de bilet. Asta e clar, nu, eu ziceam de cei care. Și din acest motiv s-au eliminat aceste criterii, au eliminat și aglomerația de la ghișee, că vă aduceți aminte ce nebunie era pe 3 ianuarie, că toată lumea vrea să aibă număr mic, pentru că era primul venit, primul servit. Nu, de data aceasta pot beneficia de bilete de tratament, repet, cu condiția să îndeplinească aceste criterii, nu trebuie să se aglomereze, pot să transmită cererea și online, pe mail, prin poștă, pentru că noi le înregistrăm, le dăm și număr de înregistrare, îi și anunțăm, iar în momentul în care are aprobarea, a îndeplinit criteriile, aceste liste cu aprobări vin centralizate de la Casa Națională de Pensii Publice. Spun lucrul ăsta ca să evităm orice bănuială că n-ar fi transparență. Vin deja alocate biletele pe persoanele respective, pe stațiunile respective. Și aici este o problemă pe care aș vrea să fac o mică paranteză. Rolul caselor teritoriale este de a
transmite cu 15 zile aceste înștiințări către beneficiari în funcție de acele tabele care vin centralizat și în situația în care nu se prezintă cu cel puțin 7 zile înainte de data prezentării în stațiune, acele bilete rămân la dispoziția caselor de pensii și de data aceasta, acele bilete pot fi date oricărei persoane care în această perioadă vine și solicită și are deja cerere și se încadrează în anumite criterii. Adică sunt persoane care au beneficiat poate și an de an din acest motiv. Au prins această situație, în special în extrasezon, când n-au primit înștiințarea acasă, dar cu 7 zile înainte de data seriei, pentru că seriile sunt afișate pe site-ul instituției, s-au prezentat în sală și au solicitat dacă cumva au rămas bilete nevalorificate. Și toate aceste bilete nevalorificate și ele suferă un proces de transparență totală, pentru că la fel sunt trecute prin aceeași aplicație informatică, sunt urmărite criteriile și dacă îndeplinește criteriile de acordare, primește bilet. Sper că am fost destul de lămuritoare în sensul ăsta ca să evităm orice suspiciune. Eu, din experiența a multor ani, vreau să vă spun că pe, ca și reclamații sesizări pe bilete, nu știu dacă avem 10 pe total an. Nemulțumire. Adică această modalitate de acordare a biletelor potrivit acestor criterii și faptul că le dă posibilitatea să celor care nu se pot prezenta să le valorificăm altor persoane e foarte benefică pentru toți cei care au afecțiuni medicale. Bun, acum să revenim iarăși la pensii. Asta este. Care este cea mai mică pensie la nivelul județului Buzău și cea mai mare? Da, cea mai mică pensie este pensia minimă socială, 1125 de lei, care pensie minimă socială, beneficiarii sunt în jur de vreo, din câte știu eu, că uite, nu am venit pregătit în sensul ăsta, în mare vreo 12, între 12 și 14 mii de beneficiari, sunt foarte mulți. Aici vreau să precizez că pensia aceasta minimă socială intră în această categorie și persoane care pot să aibă un stagiu de cotizare de un an, dar și persoane care pot să aibă stagiu de cotizare 10 ani. Din acest motiv, noua lege corectează acest aspect, pentru că, de exemplu, o persoană care are stagiu de cotizare la limită de vârstă a lucrat doar un an, un an e puțin spus pentru că se referă numai la pensionarea agricultori care puteau să beneficieze de un an, adică nu aveau nevoie de stagiu complet de cotizare, pentru că a fost o perioadă când în această categorie de pensionare agricultori au intrat și cei care au donat proprietățile pe vremea comunismului și au devenit pensionari. La aceștia mă refer. Deci pot să aibă o pensie foarte mică, să zicem 100 de lei, iar diferența până la 1125 de lei se suportă de la bugetul de stat. Cea mai mare pensie pe principiul contributivității la nivel de Buzău, în cuantum brut, este de 26.190, iar cea mai mare pensie de serviciu, și aici știți că ne referim la magistrații, procurorii, chiar și grefieri, este 35.646 și pe brut. Da, 35 de mii. Ce ne puteți spune despre poprilele pe pensii? Despre poprile. Da, aici este o mare problemă. Vă ascult. Da. Deci este o mare problemă. Deci noi avem noi Casa Județeană de Pensii și toate casele teritoriale din țară au calitatea de terț poprit, adică noi efectuăm o muncă, ca să zic așa, nesalarizată, care este în plus, în ce sens? Pentru faptul că noi primim aceste popriri fie de la executori judecătorești, fie de la primării, fie de la ANAF, care nu sunt puține, sunt un număr de vreo 2900 de popriri. De exemplu, în luna decembrie cam
Atâtea reținere am, poprire am primit pe lună. 2900. Da. Wow. Este o operațiune destul de complexă. De ce? Pentru că dacă primim o poprire, de exemplu, de la o primărie care are impozite și taxe, pentru fiecare impozit și taxă aferente este o altă modalitate de virare, sunt conturi diferite și atunci cel puțin două persoane trebuie să se ocupe de acest aspect, să nu se facă viramentele în conturi greșite. Și de obicei, în calitatea noastră de terț poprit, avem și obligativitatea în situația în care pensionarul nu este înștiințat de executor, de ANAF, de primărie, să vină la noi să, cum să spun, cu Ceară explicații sau nemulțumirea ce? că i s-a reținut din pensie. Noi nu putem să onorăm noi în calitate de terț poprit să înștiințăm. Obligativitatea de înștiințare o revin în Revine celălalt executorilor organ. și celorlalți. Nu spun că nu îi ajutăm. Îi ajutăm, dar ne confruntăm cu acest fenomen care, în opinia mea personală, și am mai spus-o și șefilor noștri de la Casa Națională, nu prea este, ca să zic așa, benefic pentru activitate, având în vedere că avem personal insuficient, să prestăm această activitate în numele altor instituții. Dar se pare că singura modalitate este de a transmite la casele de pensii, pentru că acolo marea majoritate sunt pensionari care fac credite, numai și le pot achita, și aici intervine de unde, pe ce să-i facă poprire decât pe contul Bonus sau pe contul din din pensie. pensii. Da, Aici era aici. problema. Da. O ultimă întrebare, pentru că, din păcate, chiar nu mai Da. avem timp. Mi-ați spus despre personalul insuficient. Da. De câți ați mai avea nevoie pentru a putea să funcționeze, să spunem așa, casa de pensii la o capacitate maximă? Nu zic că n-ar funcționa acum, dumneavoastră sunteți în măsură să-mi spuneți, dar de câți ați fi Actualmente noi beneficiați? avem, potrivit organigramei, 72 de posturi, dintre care 7 posturi sunt aferente personalului contractual, respectiv cabinetelor de expertiză medicală, care au activitate distinctă și care se pare că în condițiile noii legi vor fi preluate direct de Institutul Național de Expertiză. Eu am făcut un calcul așa, nu pot să spun că nu înțelegem reducerea cheltuielilor bugetare. Se știe și la nivel de Casa Națională și la nivel de minister că toate casele de pensii au nevoie de specialiști care se formează foarte greu în acest domeniu, adică îți trebuie cel puțin 3 ani să formezi un specialist pe pensii, că aici nu se înțelege că acel specialist trebuie să cunoască nu numai legislația în vigoare, ci și legislația anterioară, pentru că valorifică perioade anterioare când erau valabile alt cadru legal. Și în opinia mea, la nivel de Buzău, ne-am descurcat și dacă s-ar putea și cu minim 10 persoane care să aibă calitate de funcționari publici. Dar, repet, eu cred că avem înțelegerea șefilor noștri, pentru că se pare că s-a făcut o dimensionare a personalului și se va veni cu un memorandum de la 1 ianuarie 2024 care să justifice necesitatea, în special pentru procedura de recalculare a personalului insuficient. Oricum am fost ajutați, de ce să nu recunoaștem, s-au făcut încadrări pe perioadă determinată pentru procedura aceasta de evaluare, de pregătire a bazelor. Fiecare casă de pensie a primit în funcție, în medie, 2000 de persoane, 20 de persoane, pardon, Așa. 20 de persoane fiecare județ, în funcție de mărimea județului. Dar, într-un final, procedura de recalculare implică nu activitatea acestor copii, ca să le spun așa, care au fost destul de eficienți în procedura de evaluare, implică și ajutorul specialiștilor din cadrul casei de pensii. Da. Aici e problema. Deci Adică, ca să implică avem personal. certitudinea că procesul de recalculare este unul corect, care să nu implice foarte multe greșeli, pentru că greșeala, din păcate, este
Da, normală. Asta chiar mă gândeam, zic, s-ar așa, putea să apară trebuie ceva să avem, erori. Într-adevăr, specialiști foarte bine pregătiți. Noi nu putem să spunem că stăm rău la nivelul județului Buzău. Noi suntem în județ Fruntaș, mai jos de locul 2 n-am fost de câțiva ani, și pe evaluare și pe indicatorii de performanță, dar cu eforturi suplimentare, cu ore peste programul normal de lucru, care nu sunt plătite, din păcate. Asta, da, este o problemă. Doamnă, din păcate nu mai avem timpul necesar, va trebui să punem punct ediției. Vă mulțumim din nou pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.